Bună seara! O să vă rog ca de fiecare dată să vă puneți telefoanele pe modul silențios, pentru că discuția din seara aceasta se înregistrează. Mulțumim frumos! Bine ați venit la o nouă seară pe Contrasens, cu tema de data aceasta Nostalgie și antinostalgie la români, cu Alex Pândrache și Marius Chivu. Alex Condrac este tânăr cercetător specializat în literatură comparată, teorie literară și studii culturale. A obținut un doctorat la UVT, iar în prezent scrie o nouă teză de doctorat și în literatură comparată la Western University London în Canada. Este interesat de literatura centrală europeană și est-europeană, postcomunism, extremele politice în Europa centrală și de est, teoretizarea jocului, comunicarea interculturală, educația non-formală și conexiunile ei cu gândirea critică și creativă. A publicat și are în curs de publicare studii în mai multe reviste de cercetare și în volume colective din România și Europa, cum ar fi Caietele Echinox, revista Transilvania sau Food and History. A publicat proză scurtă în reviste precum Dilema Veche, Orizont sau Tuc. Bună seara, Alex! Marius Chivu este scriitor, cronicar literar și traducător, este redactor șef al revistelor Dilema Veche și Iocan, revistă de proză scurt realizată împreună cu Florin Iaru și Cristi Teodorescu, precum și realizatorul radioemisiunii All You Can Read de pe Urban Sunsets. Din 2010, împreună cu Florin Iaru, ține un atelier de creative writing. Poezia și prozele sale au fost traduse în franceză, suedeză, germană, engleză, polonă, spaniolă și catalană. A debutat cu volumul de poezie Vânturia sa de plastic, care a fost premiată la Premiile Uniunii Scritorilor din România și la revista Observator Cultural. A publicat jurnalele de călătorie 3 săptămâni în Himalaya și 3 săptămâni în Anzi, volumul de proză scurtă Sfârșit de sezon și cartea de interviuri Ce a vrut să spună autorul. A tradus cărți de Richard Ford, pe care îl va modera anul acesta la Philip, Paul Bailey, Oscar Wilde, Lewis Carroll și Tim Burton. Iar anul trecut l-am moderat pe Jonathan Frezen la Philip. Alex? Despre nostalgie și antinostalgie. Da, mersi, bună seara. E totuși un curător să vedem o sală plină sâmbătă la ora 7. Așadar, avem o discuție, cum se spun, dulcea măruie, pentru că e despre nostalgie. Nu-mi dau seama în ce măsură se schimbă proporțiile, dacă e nostalgie la români, dacă e mai măruie sau nu. Întâmplător sau nu, teza mea de doctorat din Canada este despre nostalgie, așa că în seara asta, practic, vom face un fel de transfer din zona asta rigidă și uneori plictisitoare a zonei academice și o adaptăm într-o formă mult mai plăcută și cred eu mai interesantă în fața unui public care, mă rog, este interesat de un asemenea subiect. N-aș mai lungi eu. Uite, propun să începem așa, tiptil, și să ne apropiem așa, cumva, pe ocolite. Cu câțiva ani în urmă, am făcut un interviu cu, cred era pe atunci, președintele adjunct sau ceva de genul la McCann Erickson sau ceva de genul. În fine, era cel care s-a ocupat de reclama ROM, reclama ciocolata ROM. Cred că interviul se numea Comunismul ca un suc de portocale sau ceva de genul ăsta. Și uite, cred că acolo era o perspectivă foarte interesantă, poate nu a nostalgiei, poate o verișoară a nostalgiei, sau o formă light a nostalgiei, știi? Ai pe de-o parte, știi, varianta asta unui retro-marketing și tot ce înseamnă asta, știi, aduci un produs din trecut și îl revinzi, făcând apel la, eu știu, tot felul de amintiri pe care unii oameni le au. Și în al doilea rând, ai o perspectivă ironică și plină de umor și cumva obraznică a felului în care ne raportăm la comunism. Și uite, aș vrea întâi să te întreb asta, cum te raportezi tu la chestia asta? Cum te raportezi tu la o perspectivă din asta cumva diferită? Ne raportăm la acest trecut traumatic într-o cheie din asta umoristică, ironică și așa mai departe, venind la pachet cumva cu ironia, cu nostalgia
pentru, eu știu, produsele astea comuniste și așa mai departe. Și cred că, mă rog, discuția asta încet, încet vă duce în zona asta, nostalgie pentru comunism, care cumva este, un, să spunem, un star al nostalgiei în România. S-a vorbit foarte mult despre asta. Avem un mersi, pasez așa. Bună seara, n-am știu că ești doctorand în nostalgie, eu nu sunt un nostalgolog, dar ca toată lumea, practic, din când în când, nostalgia. Într-adevăr, când vorbim despre nostalgia la români, în primul rând vorbim de cea mai proaspătă manifestare a ei și mai ales, și mai exact, cea legată de perioada dinainte de 89. Pentru că, și e foarte firesc să fie așa, pentru că suntem, încă ne amintim de lucrurile alea, sunt, ne-am petrecut majoritatea din cei de aici, dacă mă uit, tinerețea sau copilăria sau adolescența în comunism și cum s-a tot vorbit, a devenit aproape un clișeu, când e vorba de nostalgie, oamenii nu sunt nostalgici neapărat după o perioadă socială sau politică anume, cât după tinerețea lor, care în acest caz s-a întâmplat să fie în comunism. Dacă am fi fost ceva mai bătrâni, anii 50-60, am fost nostalgici după perioada interbelică, așa cum cei din perioada interbelică probabil erau nostalgici după războiul de independență sau perioada de după și tot așa. Nostalgia e întotdeauna raportată la un trecut, deși în ceea ce mă privește și din ce am mai citit acum, cred că sunt forme de nostalgie și legate de o formă de viitor care va veni cu siguranță și nu neapărat într-o formă care să ne facă foarte confortabil. De asta cumva ești nostalgic chiar după prezent. Trăind niște lucruri sau o anumită stare de o anumită formă de a trăi și de a comunica despre care știi că nu va mai dura foarte mult timp și ești cumva nostalgic după ceea ce ai acum, după un efemer, nu după ceva deja pierdut. Acum, da, cea mai vizibilă formă de nostalgie legată de comunism a fost în marketing, pentru că regulile pieței spune că și nostalgia, atât din cât există, poate fi speculată și vândută. De asta au apărut în ultimii 10 ani foarte multe produse care inițial dispăruseră, produsele românești pe care noi la un moment dat le-am refuzat, ca nefiind foarte bune calitativ, de care oricum ne săturaserăm. Nu numai ciocolata rom, care a fost prima, de fapt, și cea mai importantă, cea mai longevivă, să zicem, cel mai longeviv produs care a mizat pe nostalgia românilor. Dar mai nou, nu știu, produse mai mari, cum e Pegasul, acum m-am uitat, vreau să-mi iau o bicicletă, m-am uitat, e foarte scump, nu-mi permit un Pegas, m-am luat ceva mai ieftin, japonez. Sau bombonelele chip, sau mă știu ce alte mici dulciuri pe care noi le aveam atunci și care, cum spuneam, sunt niște madlene. Au și legătură cu gustul, până la urmă, cu mirosul. E normal să funcționeze sub impulsul de a mânca ceva sau de a redescoperi un gust pe care îl știai foarte bine de când erai mic. Nu știu care era întrebarea sau ce ar mai trebui să spun aici, așa că te las să continui. Ce mi s-a părut interesant la reclama care promova ciocolata rom și apoi și la alte reclame, că tot povesteai tu, tot menționai tu alte produse, la, de pildă, înghețata polar sau, și mai bine, la salamul gostat. Reprelucrează, abordează într-o formă interesantă, obraznică, diferită, trecutul ăsta traumatic, știi? Și îl fac cool, îl fac amuzant, îl fac abordabil și cumva mi se pare că, știi, ne aflăm sau cumva anunță un alt mod de a ne, știi, de a ne raporta la trecutul ăsta comunist, știi? Și vine cumva la pachet, știi, cu gustul ăsta dulce al ciocolatei și al dulciurilor din comunism și așa mai departe. Și mi se pare foarte interesantă, știi, perspectiva asta. Poate ne aflăm într-un alt moment în care
unii dintre noi consideră că ne putem raporta altfel acest trecut traumatic. Și aș mai da un exemplu. Nu știu dacă ai fost la Muzeul Consumatorului Comunist, la Scărți. La fel, mi-am inteles că am citit un interviu cu cel care ține muzeul acolo și spunea că nu este nostalgic. Evident, au creat un lău de memoară acolo, da? Evident, este ceva foarte intim, ceva personal, așa cum spuneai și tu. Când te raportezi la comunism, te raportezi la o epocă istorică, ci te raportezi la un trecut personal și așa mai departe. În același timp, ținând cont de contextul în care se află barul, în care se află muzeul ăsta, la fel, știi, abordarea asta dulce amăruie, abordarea asta ironică, cu umor, știi, e un fel o provocare a felului în care suntem obișnuiți să vorbim despre comunism, știi? Dacă îmi dai voie, asta le întrebai și tu pe tipul care, mă rog, coordonase reclama asta, le întrebai dacă e imoral, știi, să ne raportăm așa la trecutul ăsta, din nou, traumatic. Îmi pare rău că am uitat de interviul ăla, într-adevăr, e un dosar făcut de mine despre comunism, nu mai știu care era exact formularea întrebării, îndoiala, să zicem, care stătea la baza dosarului respectiv, dar îmi amintesc un altul, nu știu dacă e același. După cum știți, foarte mulți dintre bătrâni, sau nu neapărat bătrâni, care spun adeseori era mai bine înainte. Și ne-am gândit noi în redacție, pe vremea asta e un dosar, cred că sunt 10-15 ani de atunci. Și am făcut o listă despre care erau lucrurile pe care oamenii și-l imaginau că erau mai bune înainte. Și era așa, Ceaușescu dădea la toată lumea de lucru, toată lumea pe serviciu, numai ce nu voia, nu muncea și nici aia, dacă erau prinși fără carnet de angajat, erau angajați cu forță. Atunci puteai să cumpăr, nu se găseau, dar cumva toată lumea se descurca. Economia, evident, duduia pentru că ne plăteam datoriile. Nu erau crime atunci, nu ca acum, adică nu erai pe stradă, nu ți-era frică. Și în fine, și alte asemenea, nu mai știu care erau, făcusem noi o listă. Și în funcție de fiecare dintre aceste mituri, am căutat oameni care să le demonteze. Pe cifre am găsit economiști care spuneau, era doar o fațadă, economia era la pământ deja de 15 ani, de 20 de ani când a căzut comunismul, pentru că mizase pe industrializare, nu mai avuseseră suficiente și nici viziune și nici bani să modernizeze, era foarte învechită, uzată moral, în vremea respectivă deja erau alte mize din punct de vedere al industriei și al economiei peste tot în lume, noi de asta ajuseserăm să facem afaceri cu țări slab dezvoltate din America de Sud, din Africa, sau Orientul Mijlociu. Și cum spuneam, le-am luat pe toate la rând. De pildă, am avut chiar eu ideea să sun la poliție și să cer statistici pe infracțiuni în anul 80, cred că în 2000, pentru că era o cifră rotundă, 80-2000, și pe anul 2000. Și le-am pus pe două coloane, stânga, crime, spargeri de apartamente, violuri, furturi, tot ce reprezenta infracțiune și pe dreapta pe cele din 2000. Nu știu dacă mă credeți sau nu, sau dacă vi se pare șocant, toate infracțiunile erau mai multe în 80. Nu mai spun la violuri, să zicem, că la violuri era ușor să-ți imagini de ce, pentru că nu aveai nicio formă de prostituție, nici măcar ilegală, cum ajunsese, era problema cu contracepția, nu te puteai proteja, nu, adică era clar că exista un debușeu în zona asta, la fel, furturile și toate alea, crimele, doar la, nu mai știu, erau niște deținere de valută, între timp dispăruse asta ca infracțiune, deci nu mai aveai. La furt din gestiune, iarăși, nu mai apărea în anul 2000, pentru că se schimbase niște realități. Dar, în general, avea o criminalitate mai mare pe vremea lui Ceaușescu. Numărul de infracțiuni nerezolvate era mai mare pe vremea lui Ceaușescu. Impresia venind că atunci trăi într-o țară mai curată, mai onestă, mai sigură, venind din faptul că nu aveai
mijloace de informare asupra ce se întâmplă în țară. Nu aveai presa care să le scoată pe prima pagină de fiecare dată, n-aveai televiziune și n-aveai știrile de la ora 5 cu toate omorurile și toate ororile alea și credeai că trăiești într-o țară. Acum, cu nostalgia, e de fapt un... Trebuie să mulțumim pe undeva creierului, pentru că în mod dovedit științific, el uită în mod deliberat lucrurile rele care ni s-au întâmplat în trecut, chiar și în situații de traumă. Tot ce ne amintim noi sunt lucruri mai blânde decât ni s-au întâmplat în realitate, pentru că altfel nu am putea să mergem mai departe. Noi ne amintim foarte puțin în realitate decât ce ni s-a întâmplat cu adevărat. Deci nu avem nicio... Vrem, nu vrem, creierul ne ajută să ne despărțim de trecut, lăsând în urmă niște balasturi din astea emoțiunile. E normal ca din trecut să-ți amintești lucrurile mai bune, mai amuzante. Are Woody Allen o frază care mi se pare o ecuație a creației, mi se pare incredibilă. Tragedie plus timp egal comedie. În retrospectiv, totul pare amuzant. Chiar dacă la vremea respectivă sufereai, plângeai, prostănaci suntem și sentimentali în situațiile de despărțiri sentimentale și cât de amuzant mi se pare tot ce făceam din disperare, nu știu, câțiva ani mai târziu. Deci e foarte explicabil de ce ne întoarcem către trecut zâmbind, și pentru că am supraviețuit chiar și lucrurile rele. Când te uiți la scârț, la muzeul comunismului și vezi jucăriile alea de o urâțenie și de o banalitate incredibilă. Aveam toți în România aceleași 5 jucării și ți se pare, ești nostalgic și în același timp te și bucuri că ai crescut și că nu mai ești nevoit să repeți copilăria aia sau că, nu știu, aveai sifoanele alea și nu aveai sucuri. Eu mi-amintesc în 90 când a venit un vecin din fugise în străinătate în Germania și s-a întors să-și vadă părinții și mi-a adus o cutie din asta de carton de suc, de portocale. Am băut sucul și tot auzeam că mai e o picătură în el. Dădeam cutia, o zorneam la ureche și auzeam picături așa. Am luat o farfecă și am desfăcut cu grijă cutia să beau chiar și ultima picătură care în mod evident nu mai ieșea prin pai. Apoi mi-am dat seama că dacă ling cu atenție toate încheieturile, cum era împachetat limba, am lins 3 zile la cutia aia desfăcută și întoarsă pe dos. Eram fericit. Acum, na, pe de o parte îmi vine să și plâng pentru copilul ăla care eram, dar în același timp mă și bucur când intru în supermarket acum și n-aș mai bea nici unul din sucurile alea de portocale care sunt pe raft. E o ecuație foarte complicată ce ține de ce amestecă și lipsurile și bucuria sau fascinația în fața noutății și sărăcia pe care o trăiam atunci. Și cum spuneam, până la urmă râdem pentru că am supraviețuit. Ne dăm mâna acum să fim nostalgici. Pentru că dacă oricare dintre noi, dintre cei mai nostalgici, să zicem, cei care chiar spun că era mai bine atunci, n-ar mai trăi o săptămână în condițiile de atunci. Cu caloriferele reci iarna, păi mi-amintesc că dormeam cu căciulă și mânuși între părinți, cu, având sub pat, sub plapumă, două sticle cu apă încălzită. Deci probabil că nu e singura, nu doar eu am crescut așa. Cum să-ți pare rău după comunism când practic dormeai cu sticle cu apă fiartă în brațe, iarna, cu căciulă în cap, sub plapumă? Și alte asemenea lipsuri. Ironia vine că acum, atunci eram disperați că mâncam salam cu soia, acum plătim mai mult pe produsele cu soia, avem și lapte de soia. Și mai un exemplu așa de lucru de care atunci toată lumea fugea și acum s-a răsturnat în așa fel și dieta noastră și tot încât căutăm ceea ce atunci ne aducea la disperare. Am fost în Bulgaria și m-am întors cu o cutie de nechezol. Nu știu dacă își amintește cineva în nechezul. Era un locuitor de cafea. M-am găsit, sau era din cicoare, de fapt. Nu era un fel de cafea, dar în cicoare. Nici nu știu dacă avea vreun efect, dar semăna cât de cât la culoare cu cafeaua. Din ce? Din nostalgie. Și vreau să beau prostia pe care o beam atunci. Da, apropo de
Uite, că evocăm. Că povesteai tot de cutia ta de suc, am și eu o amintire din asta, din tranziție, știi? Nu foarte diferită, dacă mă gândesc ce găseam în rafturile din bucătăria mea față de, nu știu, anii comunismului. Și mă amintesc că totuși apăruseră parabolicele alea, știi? Și noi aici, în Banat, prindeam nemții și aveam niște reclame cu la iaurturi. Iaurturi, mă rog, era practic un compartiment cu două chestii, știi, și turna ciocolata în iaurt și se auzea o voce pe mine, lecăr, lecăr, și știi, chestia asta încă mă bântuie și acum. Uite că vorbeai de bătrânii nostalgici. Uite, cred că asta e o temă foarte interesantă, care poate ar trebui cumva considerat într-un context care să permită mai multe nuanțe. Știi că am impresia că de obicei când vorbim de ei, îi vedem ca un fel de zombi, știi? De fapt, și Ugreșici folosește cuvântul ăsta, referindu-se la, de fapt nu ea, îl preia, se folosea în fostă Iugoslavie, știi? Zombi. Și tot ea oferă o perspectivă foarte interesantă și în Ministerul Durerii, în România. Totuși interesant, și apoi are un volum de eseuri în care discută tema asta a iugonostalgiei în cazul ei, și apoi, ai desigur, ea nu menționează asta, dar e același, e totuși similar, ostalgii, știi ce se întâmplă în Germania de Est. Și ai, da, perspectiva asta unor oameni care prelucrează un trecut, îl reinventează, îl idealizează, și îi spune că este ceva toxic, dar în același timp ea ține să sublineze că e totuși o formă de supraviețuire identitară, știi? Ea se referă la fosta Iugoslavie și la faptul că și-a creat o identitate acolo, știi? Ascultau cu toții aceeași muzică, mâncau același fel de ciocolată și așa mai departe, iar cumva asta i-a făcut să supraviețuiască, știi, peste tăvălugul ăsta al schimbării foarte bruște care a venit apoi, știi? Și mi se pare că la noi distinția asta nu se face îndeajuns de pronunțat. Am impresia că vorbim mult prea des despre, știi, bătrânii nostalgici ca fiind, cum spuneam, un fel de zombi. Am impresia că Dan Lungu, sunt o babă comunistă, cumva el surprinde chestia asta, știi? Pentru că intră în casa unei babe comuniste și vezi cât de necesare erau, de fapt, acele amintiri, știi? Untul care îl cumpăra de nu știu unde și cum se agață de aceste amintiri, tocmai pentru că nu reușește să facă față prezentului, care este imprevizibil și așa mai departe. Bine, primul deceniu după Revoluție, anii 90, au fost cumpliți pentru toată lumea, dar în special pentru cei bătrâni și în care nu și-au revenit și, de fapt, de care nu le-a păsat prea mult nimănui. Ei au fost adevărata generație de sacrificiu, dacă vrei. Au dus-o foarte greu, deși România post-comunistă a fost condusă de așa zis social-democrație, bătrânii au fost cei mai năpăstuiți. Nu și-au mai găsit locul, nu au pregătit ca meserii pentru o lume care era în profundă schimbare, bătrâni cu boli, cu sistemul medical care nu s-a reformat nici până azi, după cum vedem. Deci ei au încasat foarte greu toată schimbarea asta. Noi tinerii am fost cumva mai, eram în formare, în plină transformare și ne-am adaptat mai ușor decât ei. Din punctul ăsta de vedere, am stat și m-am gândit că sunt, nu știu cui, în sine, sunt extraordinar de recunoscător că am prins comunismul 11 ani și că mi-amintesc comunismul, mi-amintesc anii 90 și iată trăiesc și perioada asta cea mai bună, de fapt, din istoria României. Noi trăim în cea mai bună Românie pe care a existat vreodată, cu toată nostalgia noastră față de interbelic, față de oricare altă perioadă, aceasta este cea mai bună Românie din istorie. Da, e și acum, e sărăcie, nici acum nu există analfabetism și așa mai departe, dar la cote foarte mici, prin comparație. Dacă aveți vreodată curiozitatea, tocmai am fost la Muzeul Presei Sever Bocu din Jimbolia și m-am uitat
întâmplător, că n-ai cum să răsfoiești totul sistematic. Am luat niște reviste din internet și am citit niște articole. Lumea se plângea atunci de fix aceleași lucruri ca și acum. Adică nici atunci, chiar dacă nouă privind retrospectiv, ni se pare o lume mai bună, mai civilizată, nici atunci oamenii nu erau fericiți și erau aceleași probleme. Am și pus pe Facebook, era un articol în care cineva se plângea, nu era încă CFR-ul, dar se plângea de CFR că, culmea, și e tragicomie, mă poți să râzi de atunci, nu-ți venea să râzi. Dar murise Caragiale și au trimis în țară Coșciucul cu trupul lui, care a ajuns într-un marfar, fără scrisoare de însoțire, și l-au pierdut. În depou, l-au căutat 3 zile, l-au găsit, în fine, a fost o întreagă de bandadă. Te apucă râs sau cum te gândești? Erau Caragiale mort, uitat pe la depou, într-un marfar, dar aia era România, aia frumoasă, de nepare nouă, era tot așa CFR-ul, adică probabil că și trenurile sunt tot alea. Deci, da, ne place sau nu, sau ne-am putea consola cu asta, că deși vrem și putem și am fi putut să avem o țară mai bună, trăim totuși în cea mai bună dintre Românile la care ne-am putea gândi. Legat de, că ai spus de Dubravka Ogresi și de cărțile ei, e o contribuție destul de mare românească și la nostalgie. Sunt cărțile semnate la 4 mâini de Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir și Ion Manulescu. Mai este iarăși o antologie, și care, apropo, primul volum din cele 4 se chema În căutarea comunismului pierdut, deci era ceva presupus nostalgic și nostalgic acolo. Mai mult decât atât, era o carte scoasă de scriitori, de scriitorii generației lui Dan Lungu, de la Iași, și care se cheamă Istoria Roza Comunistă, sau ceva de genul ăsta, nu știu, e roz în titlu și comunism e scris cu roz. Cartea Roza Comunismului, exact. Și gândește-te, astea sunt cărți apărute la începutul anilor 2000, deci la nici 20 de ani de la Revoluție. Și multe altele. Și eu am altele mai apăsat antinostalgice, anii 80 și Bucureștenii de pile, făcută de regretata Irina Nicolau, mai nou de Ioana Pârvulescu și Eu am trăit în comunism, sau încă una făcută de Călin Andrei Mihăilescu la Curtea Veche, Cum a fost, așa a fost, și unde poveștile uneori sunt cumplite, dar în același timp extrem de amuzante. Te frisonează că oamenii, pentru că nu erau gaze sau nu erau electricitate, încercau să fiarbă ouul la lumânare, ca să aibă un ou fiert în geantă când plecau la serviciu. Asta e una din lucrurile pe care mi-am dat, sau multe, multe altele. Sau că instalau cortul în casă și dormeau în cort, pentru că asta oricum încălzea 1-2 grade mai mult decât în cameră, dacă dormeau în cort, în casă. Peste cort punând pături, salteau pneumatică de la mare și alte, că n-ai cum să nu râzi la lucrurile astea. Dar în același timp, majoritatea poveștilor, dacă le citești cu detașare, sunt cumplite. Alea nu erau, nu era viața acolo. Nu era de trăit. De asta spuneam că cine s-ar întoarce acum o săptămână să trăiască fără curent, cu 2 ore de emisie TV la televizor, din care 1 oră jumate știri false, propagandă, cu Ceaușescu, ce mai era, fără gaz, fără, să circul cu mașina, spun oamenilor care spun ce bine era înainte, păi ea nu mai circulați decât unii cu soț săptămâna asta și sau în weekend și ceilalți cu număr fără soț în weekendul celălalt. Noi în familie, când și-a luat tata mașina, a luat special cu fără soț numărul, pentru că unchiul meu avea cu soț și ca să avem în familie posibilitatea de a circula dacă e nevoie în fiecare weekend. Faptul că, apropo de povești personale, țin minte, eram mic și tata a plecat, aveam totuși bunici la țară unde se făcea porumb. Și încărcam mașina cu porbagajul Daciei cu porumb și ne duceam undeva lângă un sal la dundere unde avea bunic un prieten care îl avea pește. Și lăsai porumbul, luai peștele și totul era ilegal. Bunicii creșteau animale în gospodărie, venea în încensământul primăvara, îți număra găinile, vacile, oile și așa mai departe, pentru că trebuia să le plătești cotă la stat. Când veneam cu încensământul, bunica venea cu miei, cu un miel doi la mine, mi-i băga sub plapumă și joacă de cu miei ăștia, dar să nu behăie. Eu eram bucuros, mă mușcam cu miei sub plapumă până treceam încensământul ca să scape cu 2 miei netrecuți pe tabel, pe care să-i poată tăia
în ascuns, riscând pușcăria. Dar ce bine era atunci, știi, apropo. La fel, dacă vrei să extindem apropiați de nostalgie, e un film celebru care este splendid, l-am văzut acum și rezistă perfect. Goodbye Lenin. O idee minunată ca narațiune, așa ca intrigă. O femeie care o comunistă convinsă care intră în comă înainte de căderea Berlinului și se trezește din comă după ce Germaniile s-au unit și Germania Democrată începe să semene tot mai mult cu cea capitalistă și doctorul spune-i trebuie să oferiți de orice șoc. Și cei doi copii ei încearcă practic să reproducă în casă și în ce se vede pe geam de la apartament vechea Germanie ca mama lor să nu aibă un șoc. Și acolo apar, dacă îți amintești, personaje care o duc rău și devin într-o dată nostalgice și în fine. E un râs plâns, e o tragicomedie până la urmă toată povestea asta, așa cum în general e viața, dar e mult mai apăsată odată când se schimbă un sistem, cum a fost cel comunist și înlocuit de unul capitalist radical diferit. Da, uite că vorbești de caracterul ăsta cumva oscilant, știi, râs plâns și așa mai departe, mă gândesc să-ți ridic la file o întrebare aproape imposibilă, știi? Mă gândeam dacă, și vorbeam și cu un prieten înainte să intrăm, e ceva specific în, știi, nostalgia românească. Uite, mă gândesc la nostalgia lui Tarkovski, știi, unde Gorciakov moare datorită, știi, suferinții astea puternice pentru Rusia, locul natal. Dar noi nu cred că, știi, nu cred că ai găsit un echivalent. Nu moare nimeni datorită nostalgiei în România, deși nostalgia inițial era considerată o boală mortală, în termenul a fost inventat prin secolul 17, firește conceptul exista de când lumea, dar când termenul a fost inventat, avea conotația asta unei suferințe, da, era o patologie, o confundau cu temiri și alte boli, oamenii nu mai făceau excursii lungi pentru că puteau să se îmbolnăvească de nostalgie și cine știe ce se putea întâmpla. În fine, și uite, există contexte și există țări în care vorbim de, sau știi, vedem niște monstre din astea de nostalgie, bănuiți de vreun, știi, context din ăsta în care am fost dați gata de nostalgie, știi? Nu știu ce să zic, ciobană din Miorița. Da. Cred că e primul exemplu de nostalgie, atât de nostalgic că o să piardă tot încât nu face nimic, adică își pregătește înmormântarea. Acum, nu știu, nu sunt specialist, nu sunt antropolog, nu etnolog, mi-e greu să spun care-i sufletul românesc, dacă e definit mai degrabă de nostalgie sau nu. Până la urmă vorbim despre noi, că tot ziceam de Caragiale, care e autorul cel mai român, cu putință, greu de înțeles, apropo, Caragiale tradus, nu-l înțelege nimeni în străinătate. Nu înțeleg de ce e atât de amuzant la el. Pentru că avem această filozofie a hazului de necaz, pe care e adevărat că se găsește, nu e un, nu e românean, nu e ca Dor, nici Dor nu e românesc, dar nu e în combinația în care apare la noi. Adică, ca la Caragiale și în general, la foarte versul lui Bacovia, o țară tristă, plină de umor. Deci e acest haz de necaz care, pe de o parte, te împiedică să iei situația în mâini și să o rezolvi, pe de altă parte, te ajută să supraviețuiești, te face cumva, îți oferă o pavăză din asta, o relaxare, să zicem, care o formă de nepăsare și până la urmă de încredere că oricum va trece, care e într-o combinație, poate, nu știu, mai apăsată la noi, în mod cel, cum spuneam, prin prisma literaturii, foarte greu de înțeles de alți oameni. Ziceai tu mai devreme de identitate, identitatea în Iugoslavie erau totuși etnii diferite, unite de aceeași realitate. Erau totuși un comunism, era cel mai bun dintre comunismele din zonă, până la urmă, cel iugoslav.
și pentru că era o țară foarte mare. Nu știu, acum încerc să-mi dau seama dacă în România, dincolo de diferențele specifice, ca de minis, nu știu cum, că mulile veniste așa și alte nivele dincolo, versus bărânțeni, nu-mi dau seama dacă n-a fost fiind mai puțin și mai omogen etnic. România este, din păcate, sau a fost, și acum e mai rău, foarte omogenă etnic. E o carte a lui Lucian Boia pe care vă recomand cu, ce să zic, nu o să o recomand niciodată suficient de ajuns, se cheamă Cum s-a românizat România. Și îți are încensământul de la 1800, trece prin toate cele, îți arată care era componența etnică a României. Deci, practic, România a pierdut toate minoritățile și toate etniile în mod progresiv până când n-a mai rămas cu aproape nimic. Adică e șocant să dai seama că ce comunitate evreiască era în Iași de pildă, sau cât de mulți țigani slash rom, ziceți cum vreți, erau în București. Practic, București a fost construit de țigani. Majoritatea muncitorilor Bucureștiului modern erau țigani. Nu mai zic de Dobrogea și de melting pot-ul de acolo. E foarte greu să-ți imaginezi astăzi o Românie atât de bogată, multietnic, pentru că i-a pierdut pe toți. Unde aveai milioane de evrei, acum ai câteva mii. Nu știu dacă asta, această omogenitate etnică și faptul că țara era mai mică și că sărăcia era în echivalent distribuită, chit că la București puteai să cumperi pâine și care nu era pe cartelă, spre deosebire de noi la Râmnicu Vâlcea, că am copilărit acolo, unde am avut norocul că a murit un vecin și a murit la începutul anului și noi am rămas, eram copil mic și vecina, văduva, i-a adus mamei cartela lui, că cartela se schimba la sfârșitul anului și l-a avut norocul să moară febră și a dat, au de 10 luni în care puteți folosi cartela soțului meu, văduv. Și luam ce se lua atunci, o jumătate de litru de ulei în plus pe lună și mai departe. Deci sărăcia era distribuită relativ echivalent cu această oază de bunăstare, totuși, din Banat, că știu și eu cum era aici, cu talciocul unde veneau sârbii și taică mă pleca cu mașina dimineața din Râmnicu Vâlcea ca să cumpere vegeta din Caraș Severin, de la talcioc, gumă de mestecat și mai știu ce alte nimicuri din astea care mi se păreau așa, voi prindeați televiziunea iugoslavă la televizor, ne eram în mijlocul țării, noi nu prindeam nici bulgarii. Adică am și râs cu tata la un moment dat, povesteam, mai știi cum vedeam noi meciuri la Pureci, la Bulgaria, și zice, da, nu se vedea mingea decât la reloare. Deci era, cred că identitatea a fost mai solidă în cazul României, din aceste motive pe care le-am explicat, și de asta, să zicem, există, poate că în cazul Iugoslaviei e o nostalgie mai apăsată pentru că ei s-au și fărâmițat până la urmă. E o carte, o știi, poate nu știți, o recomand dacă ești interesat pe subiect, scrisă de o scriitoare de origine sârbă, dar e scrisă, ea acum scrie în engleză. Vai, cum o cheamă, e tradusă la Polion, cartea a fost cu romane, iar cartea a fost tradusă la Curtea Veche și cred că se cheamă, are Cernobâl și Căpșuni în titlu. Cernobâl Strawberry sau ceva, pornind de la ideea că, nu știu, au mâncat căpșunii care erau aduși din Ucraina, ei fiind contaminați. O să-mi aduc aminte numele ei și o să ți-l spun. Și acolo tot așa vorbește despre particularitatea nostalgiei la iugoslavi, care au pierdut nu doar un trecut, o tinerețe, o formă de bunăstare, dar au pierdut o țară. Uite că vorbeai de Banat, cred că asta e o nostalgie locală, știi, se vorbește foarte des în Timișoara despre acea perioadă de, mă rog, interbelică și dinainte, știi, și e o formă de nostalgie interesantă, uneori se dezvoltă așa într-un soi de patriotism local pe care nu știu dacă îl înțeleg mereu, pentru că, știi, vorbim de o Timișoara multietnică, dar nu prea ne plac ultenii sau moldovenii și așa mai departe. Da.
Da. Și uite, menționai mai devreme Cartea Roza Comunismului și tot spuneai și de talciocurile astea din Timișoara. Cred că Radu Pavel Gheo povestește în Cartea Roza Comunismului de niște țigănci cu fuste lungi și așa mai departe, care vindeau anticoncepționale aduse de la sârb. Știi, imaginea mi se pare splendidă, niște țigănci cu fuste lungi și cu pumnii plini de pastile antibebe, știi, și de false că și strigau, aveau un mod din asta de a promova produsul. Eu nu cred că ele foloseau pastile, dar oricum imaginea mi se pare super mișto. Uite că l-ai menționat pe Boia, mi-amintesc că eram în Vama Veche acum niște ani și lăsase tu, Alex, lăsase și o carte a lui Boia pe masă, mă rog, unde stăteam, și a venit între timp un dac, știi, din ăsta de ritm nou, nu știu, călare pe o Honda sau ceva de genul ăsta, și uite așa, aș aduce în discuție o altă nostalgie, știi, foarte populară, mult mai toxică, mult mai zăcăitoare, cea care vine, știi, din zona asta a dreptei extreme și așa mai departe, are Tony Gea, Dumnezeu, foarte interesant, știi, și menționează cazul României. El vorbește de momentul ăsta, a venit comunismul, a fost o trecere foarte, foarte bruscă, cumva nu am reușit să digerăm toată trecerea asta și pentru că transferul nu a fost unul firesc, odată comunismul și el încheiat, unii dintre noi revin la trecutul de dinainte de comunism și îl idealizează și chestia asta înainte naște, de romani. În cazul ăsta, da. Adică e suficient să te plimbi pe aici pe străzi și să vezi restaurantele Miorița cu nostalgic și așa mai departe. Cum te raportezi la asta? Cu umor, mă. Când vezi de restaurant cartoful dacic, adică ei nu cunoscuseră cartoful, deci cartoful la daci 1700 de ani înainte să ajungă pe continent, normal că te apucă râsul, știi? E o formă din asta. Dar e tot o reacție la tăvălugul ăsta al capitalismului care își impune peste tot aceleași branduri, același fel de viață. Practic în orice alt oraș, în orice oraș din Europa te-ai duce pe strada principală, pe pietonală, vezi aceleași magazine ca în București, ca în Viena, în Budapesta, peste tot, aceleași mărci, aceleași restaurante de fast food peste tot, aceleași mărci de haine, aceleași băuturi răcoritoare peste tot. Și e o reacție ușor explicabilă. Până la urmă te saturi și cauți unde mai e mândria locală, că tot ziceai, unde mai e creativitatea locală, unde mai sunt valorile, orice ar însemna asta. De asta au și apărut atâtea dintr-o dată produsele românești sunt din nou la modă și sunt căutate. Am trecut chiar aici, aproape de Piața Unirii, un magazin scrie foarte mare: toate hainele în acest moment sunt făcute în România, adică unde înainte, în anii 90, fugeai de orice avea legătură cu România, dintr-o dată ele sunt căutate și apreciate pentru că, habar n-am, sunt făcute mai onest, materialele sunt mai rezistente, nu mai sunt făcute în China sau, în fine, au o doză de originalitate față de celelalte care sunt peste tot la fel. Deci e o reacție. Până la urmă, întotdeauna oamenilor, după ce am muncit atâta să ne creăm o identitate, România mare, un stat național, cu figurile noastre, cu eroii noștri, ne trezim în plin capitalism, unde dintr-o dată tot imaginarul este venit de la Hollywood și îți pierzi, să zicem, niște repere sau, în fine, eu sunt destul de... Pe mine nu mă interesează lucrurile astea, adică n-am nevoie să lucrez sau să contribui la o nouă mitologie românească. Mă simt român oriunde aș trăi, în mijlocul, indiferent ce aș consuma, dar sunt oameni care se simt pierduți, care nu fac față la toată această ofensivă, să zicem, a capitalismului, care e agresiv, prin definiție.
Și asta s-a întâmplat peste tot în țările din Est, care au intrat în Uniunea Europeană și au trebuit într-o dată să adopte niște reguli și așa mai departe. Am fost relativ de curând la Belgrad, care, apropo, mi s-a pare rău, dar mai urât decât Belgrad, mi s-a părut Sofia. Deci mi s-a părut un oraș realmente rămas în timp, nu știu, anii 90, gri de atunci. Într-adevăr, nu erau, nu sunt în Uniunea Europeană și nu vezi nimic recunoscutibil, dar ce-am găsit acolo, am găsit tocmai un fel de mândrie că ei au scăpat, că pe ei nu-i conduce nimeni, că nu fac parte din Uniunea Europeană, dar mi s-a părut așa o mândrie prostească pe undeva. Tinerii aveau insigne cu Putin. N-am înțeles, adică era așa o agresiune împotriva Uniunii Europene și americanilor, evident, bine, asta moștenită în urma războiului din anii 90. N-am înțeles nimic și m-am simțit în țara aia, în orașul ăla cu care ar fi trebuit să găsesc, unde ar fi trebuit să găsesc foarte multe lucruri în comun, m-am simțit extrem de străin. Nu înțelegeam, era, cum să spun, nu mă simțeam confortabil cu acei oameni care îl admirau pe Putin și care aveau, cum să spun, o formă din asta de respingere a Uniunii Europene. Păi, Uniunea Europeană, tot ce e bun în România acum sau majoritatea lucrurilor bune sunt câștigate datorită intrării în Uniunea Europeană, mai ales din punct de vedere cultural, că toți suntem într-o librărie. Dacă cunoașteți fenomenul cultural și tot ce ține de arte, de cărți și așa mai departe, Dumnezeule, România din înaintea intrării în Uniunea Europeană era băgată în seamă, nu exista, nu se manifesta în niciun fel, nu erau cunoscuți, după care odată granițele desfăcându-se și călătorind dintr-o dată și artiștii, nu doar forța de muncă, România a început să existe, a început să influențeze pe alții. Avem acum artiști care din toate domeniile, care creează în străinătate, care publică în alte limbi, care expun în alte galerii și se mai întorc din când în când în România. Ori asta este un câștig extraordinar din punct de vedere al imaginii. Apropo, și asta face parte dintr-o identitate pe care tot Uniunea Europeană, pentru care tot Uniunea Europeană ți-a creat oportunitatea de a te manifesta și a o face cunoscută printre alții. Nu știu în ce măsură ar interesa pe cineva Cușma Dacă, dar un tablou de Genie sau un roman de Cărtărescu, astea sunt întotdeauna niște mărci ale culturii românești care vor fi întotdeauna considerate importante și originale și profund românești până la urmă, care pot interesa pe oricine, pentru că vin cu un set de valori recunoscutibile și pe care ceilalți le pot înțelege. La fel o căciulă urâtă de oare. Uite că ai pomenit de Uniunea Europeană, cred că am putea vorbi de cealaltă formă de nostalgie foarte comună, cred, știi, cea a emigrantului român. Și cred că lucrurile devin foarte încețoșate, așa, știi? Am impresia că există și o dualitate din asta. În primul rând, clișeul este ai plecat, ce bine că ai plecat, am plecat, ce bine că am plecat, nu te mai uiți înapoi, ergo nu prea ești nostalgic, firește, România înseamnă o familie, prieteni și așa mai departe. Există un soi de iubire, de întoarcere în timp și în spațiu pentru, la un nivel din ăsta micro, și în același timp există un soi de dispreț, poate ură, știi, față de ce înseamnă România, explicabilă, desigur, dar creează, știi, o combinație foarte interesantă, știi, un love-hate relationship, așa cumva, Am și eu, ca toată lumea, am membrii familiei care nu mai locuiesc în România, care muncesc de ani de zile în străinătate. Unii o duc foarte bine, am o verișoară care îi învață pe italieni să facă pizza. Conduce un restaurant, adică a ajuns foarte departe. Alții și-au cumpărat sau plătesc rate la case în Marea Britanie. Deci am familia fărâmițată din punctul ăsta de vedere și împrăștiată prin toată Europa. Unii vin acasă mai des de câteva ori pe an, alții vin odată la câțiva ani. Dacă nu le-ar plăcea acolo, n-ar trăi atât de mult, pentru că nu fac doar pentru bani. S-au obișnuit deja cu sistemul medical, cu posibilitățile pe care le au
în Marea Britanie sau în Italia, dar nu că sunt nostalgici, dar normal că sunt atașați și de lucrurile de acasă, mai ales de mâncare sau de tipul de comunicare, de socializare din familie, care normal că le lipsește și sunt, nu-mi dau seama ce e în sufletul lor. Au tot spectrul de sentimente față de România și detestă tot ce se întâmplă aici, în același timp sunt și lucruri care nu le convin acolo, adică sunt foarte critici sau foarte disprețuitori cu privire la, nu știu, stilul de viață al, cum spuneam, și al italienilor pe de o parte și al englezilor, deși diferiții între ei. Nu știu ce concluzie să extrag de aici. Pe de altă parte, tu știi și știm că în străinătate un român încearcă să-și ascundă identitatea de român, nu e foarte mândru că e român și vorbește urât despre români. Dar în același timp, când sunt românii între ei, îi înjură pe toți ceilalți. Nu, așa avea un eseu foarte simpatic, Vintilă Mihăilescu, în care spunea că românii sunt printre cei care dau vina întotdeauna pentru situația rea din România pe români, dar în același timp nu s-ar recunoaște ca fiind parte din problemă. Uite, pentru că cred, eu însumi sunt emigrant, e o chestie foarte contradictorie, de fapt. Chiar și astăzi mă gândeam, pentru că mâine vom vorbi despre tema asta, de ce să mă întorc acasă, știi? Și îmi dau seama că sentimentul care predomină în cazul meu este tocmai un soi de confuzie din asta, știi? Exact același love-hate relationship. Pe de o parte, da, am plecat și eu, am încălcat legea și am dus 5 litri de pădincă, știi? Am ascuns în bagaj. Pe de altă parte, mă scoate din sărite când, dacă ajung într-o casă de român și îmi spune am găsit o bere timișoreană, de ce? Sunt 300 de beri la LCBO, de ce timișoreană, știi? Sau am fost la o petrecere românească organizată cu ocazia centenarului, am regretat profund, știi? Chiciul acela, știi, omul care n-a mai fost în țară de nu știu câtă vreme, dar e îmbrăcat în costum popular, știi, și bate așa din picior pe o horă. Sunt, cum zic, tot felul de contradicții, dar dincolo de, știi, micile chiciuri și ce-or mai fi, e un sentiment, cred, foarte profund și o frustrare chiar foarte serioasă, sau se poate transforma într-o frustrare. Plecarea asta te pune într-o situație din asta în care cumva nu-ți mai găsești locul nici aici, nici acolo și România este totuși o țară complicată, iar asta face lucrurile mai dificile, știi, nu știi cum să te raportezi la locul de acasă, nu știi dacă să-ți fie dor de el, să-l iubești, să-l urăști, știi, nu e ușor și nici n-aș vrea să fiu victimă acum că nu sunt, de fapt, mi-e foarte bine acolo și mă foarte bucur să mă întorc, dar cred eu, e o stare și o situație pe care o împărtășesc mulți din cei 5 milioane de români plecați. Dar tu crezi că e diferit cu polonezii sau cu bulgarii? Eu cred că asta e de fapt condiția inerentă a oricărui imigrant, să trăiască mai bine în timp ce nu e pe deplin fericit. Dacă vrei, vorbeam azi cu cineva că îmi dau seama că aș putea să îl folosesc ca exemplu. Vați-mă în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Vă despre un prinț care pleacă de acasă să-și găsească fericirea, o găsește, apropo, așa că să-i spuneți pe treaba asta, cum își găsește fericirea? Cu două prințese, el trăiește cu două prințese pe tărâmul lor. Adică, știi, nu e doar una, sunt două. Interesant, practic trăiește într-un trisăm, normal, e super fericit acolo. Doar că prințesele ți-ai spus să nu calci în Valea Plângerii când vânezi și e și ei fericit și are de toate. La un moment dat îl cotropește ce? Nostalgia, apropo. Nostalgia pentru acasă și se duce acasă, se întoarce acasă, sfătuit fiind, să n-o facă. Și nostalgia, practic, este cea care îl va ucide până la urmă, pentru că se întoarce acasă și își dă seama
de relația foarte disproporționată dintre sentiment, amintire și timp, pentru că el plecase aparent de foarte multă vreme, atât de multă vreme încât nimeni din cei pe care îi cunoștea el, nici măcar lumea n-a supraviețuit timpului, totul este schimbat. E foarte frumos, Basm, dacă știi chiar din perspectiva asta. Și arată că oricât de fericit ai fi undeva, la un moment dat există acest sâmbure de, nu știu, de neîmplinire, care într-un fel sau altul, nu știu, ca un fir de plumb, te trage undeva, cântărește, te dezechilibrează la un moment dat. De asta spun că nu știu dacă românii sunt mai nostalgici decât alții, nu știu dacă... Încerc să-mi imaginez cum sunt săracii, nu știu, africanii sau cei care traversează Mediterana cu bărcile și le mor copiii înnecați, așa, ca să ajungă în Italia, să ce? Să treacă printr-un filtru, să trăiască în niște centre din astea, ce-o fi în sufletul lor? Adică, cred că din punctul de vedere, emigranții români o duc infinit mai bine. Tu spuneai că ești fericit acolo, bravo. Eu sunt fericit aici, deși nimic nu-mi este mai străin decât sentimentul patriotic. Deci când văd drapele, imnuri și cuvântul român într-un slogan sau ceva, deci mine se explodez. Nu mi se pare că avem nici măcar nici jumătate din sentimentele de motivele de mândrie pentru care mi se spune că ar trebui să fim. Și cine ne spune că ar trebui să fim mândri, apropo de slogane? Ăștia care ne-au tocat mărunt în ultimii ani. Erau întrebări la care am pornit noi. Da, eu zic să provocăm publicul să, nu știu, să formuleze niște întrebări. Nu? Că de acum e 9 fără 25 și... Nu? Ce credeți? Da? Are cineva vreo întrebare? Are vreo cineva vreo nostalgie? Da. Vă omoară vreo nostalgie? Ar vorbesc așa, se aude? Să știi că se registrează. Da, mulțumesc pentru... Da. Pentru o discuție foarte interesantă, pe temă cumva străină de mine, puțin la nivel teoretic, și ați reușit, cel puțin pe mine, să treceți dintr-o direcție în alta, ba aspecte interesante de valorizat, ba nu, spune că la sfârșit sunt complet confuz. Da, mi se pare că vă pricepeți foarte bine la tema asta nostalgie și atunci... Se seamără în confuzie, da. Mă gândeam că ce mai rămâne de făcut după ce clarifici teoretic e aspectul practic. Și m-aș îndreaz despre valoarea nostalgiei. Pentru că din felul în care ați vorbit despre nostalgie, mi se pare că ea presupune un fel de distorsionare a ceva trecut, că e experiență care avea. Un singur lucru nu v-am auzit să ziceți despre nostalgie, deși legată de trecut. Nu te-ar împinge să înțelegi istoria pe fapte. Nu te-ar împinge... Dacă ai nostalgie despre perioada comunistă, nu te împinge neapărat să duci să citești cărți despre perioada respectivă, nu? Atunci mă gândesc că esențial ar fi nu neapărat un fel de motivație către înțelegerea trecutului, un fel de cunoaștere, ci pur și simplu distorsionarea asta. Și atunci eu zic că asta nu e neapărat ceva bine. Și atunci v-aș provoca în felul următor. Asta e un exercițiu ce-mi place să fac cu oamenii. Vă dau toată puterea, da? Și dacă ați putea să puneți o cenzură și să educați oamenii astfel încât să nu mai fie nostalgie. Pe ideea că e ceva rău, etic vorbind. Că ar fi mai bine o lume fără nostalgie. Care ar fi perspectiva mea? Poate să văd dacă voi răspund eu întâi. Da, e o întrebare foarte bună și o întrebare care mă interesează direct, pentru că, de fapt, ăsta e punctul de la care eu plec în teza mea, știi? Odată nostalgia, nostos algos, algo suferință, da? Sau mă rog, durere, știi? Și întrebarea este cum e acea durere, este toxică sau este benefică, știi? Pentru că identifici tot felul de contexte în care suferința este benefică. Vezi cazul creștinismului, ca să dau un exemplu foarte general. Sunt apoi și alte multe cazuri în care suferința este ceva distrugător. Și cred că aceea situație se potrivește și nostalgiei, suferinței nostalgice, știi? Poate fi deopotrivă toxică și am dat câteva exemple în seara asta, nu că vorbeam de extrema dreaptă și de penibilul magazinelor în care se vinde miere cu nu știu ce, vin cu miere sau mai știu ce produse din astea dacice și lucrurile pot merge mult mai departe, nu Make America Great sau Again, nu?
și așa mai departe. Cazuri în care nostalgia este, da, este toxică. Sunt însă și situații în care cred că lucrurile sunt foarte diferite și aș spune că avem nevoie de nostalgie. Uite, vorbeam de iugonostalgie și spuneam că în anumite situații, asta este una dintre ele, nostalgia te ajută să îți conservi identitatea într-un fel, știi? Și sunt și alte cazuri, uite, chiar și nostalgia pop culture, știi? E o carte foarte interesantă în care autorul american, Gary Cross, cred, vorbește despre faptul că, știi, nevoia asta noastră de a ne cumpăra Adidas vintage și nu știu ce, e de fapt o formă prin care încerci să faci față capitalismului ăstuia galopant, știi? Te întorci cumva în trecutul tău ca să pui o frână, știi? E un mecanism de apărare. Este, desigur, poate deveni alienantă, chiar și în contextul ăsta, însă, în același timp, e un buton acolo cu N scris cu majusculă pe care din când în când știi, individul uman simte nevoia să apese, știi? Și are nevoie de butonul ăla. Eu cam așa aș... Că ai zis de alienare, eu cred că nostalgia e o alienare simpatică și că este necesară, e un anticorp de fapt. Dumnezeule, mi s-ar părea îngrozitor o societate sau, cum să zic, dacă vrei, o inginerie genetică așa asupra ființei umane astfel încât să nu resimtă nostalgia. Mi se pare că e foarte multă nevoie de nostalgie și că de fapt asta ne apropie și chiar dacă nu te face să cauți să înțelegi mai bine trecutul, cum spuneam, ea te ajută să mergi mai departe. Nici când ești îndrăgostit nu te apropii de rafturile bibliotecii să cauți, ia să citesc eu cărți despre dragoste, să văd ce mi se întâmplă. Nu, ești cotropit de un sentiment și îl trăiești ca atare. Nu e un impuls de a te documenta asupra bolii sau, nu știu, sindromului pe care îl ai. Problema cu nostalgia intervine când ea este instrumentată politic, când ea are... când e ideologizată și atunci cineva încearcă să te convingă că chiar într-adevăr înainte era mai bine și că asta e din cauză politice și că trebuie să faci asta și asta ca să faci din nou lucrurile grozave, deși lucrurile sunt întotdeauna mai mult sau mai puțin grozave. E un spectru foarte larg al vieții, nimic nu e în același timp mai bine sau mai rău. Ne place sau nu, când se strică niște lucruri, din fericire întotdeauna sunt altele care s-au îmbunătățit. Niciodată nu există, mă rog, except în cazurile clasice de război sau de, na, cum a fost gulagul sau holocaustul, da? Dar nici în timpul holocaustului nu erau toți nefericiți. Nemții nu erau fericiți, au avut partidul Hitler, au avut o super susținere din partea întregii societăți, adică doar evreii au suferit. Deci dacă iei tot spectrul unei societăți, ea niciodată nu este complet alienată sau complet fericită. Și cumva nostalgia asta creează, e un fel de supapă, dacă vrei, sufletească, pentru a, nu știu, ai o formă de, cum zicea, e foarte bună teoria asta, am citit-o și eu undeva. Te simți cumva alienat de tot progresul ăsta tehnologic care are o viteză înspăimântătoare. Nici nu te obișnuiești cu niște telefoane mobile, că se inventează smartphone-ul, nu te obișnuiești bine cu smartphone-ul, că vine o nouă generație care are 4 camere de făcut poze și comenzi vocale și o mică inteligență artificială care se cheamă, cum se cheamă, Alexa sau cum se cheamă asta din telefon, pune. Așa, îi pui întrebări, toate lucrurile astea, nu te obișnuiești cu o nouă etapă tehnologică, că deja vine alta peste tine și ți se pare că ești deja învechit în funcție de device-urile pe care știi sau vrei sau consider că ai sau n-ai nevoie să le folosești. Din punctul ăsta de vedere, că tot ziceam de generația noastră, că sunt un pic mai mare decât tine, păi na, când am copilărit cu fără telefon o vreme, după care am avut telefon cu fir, dar cu plaj, după care am avut un telefon cu fir, dar care nu avea disc,
ci avea butoane, după care au venit telefonul mobil acela mare care te ținea bateria o săptămână, după care am prins toate telefoanele astea. Deci sunt 20 de telefoane atât diferite și atât de inovatoare unele față de altele în 15 ani, 20 de ani, mai mult un pic. E o formă, ți se pare că lumea merge mai repede decât poți să ții tu pasul cu ea. Și atunci zici, fuck it, Spotify, o să-mi iau viniluri. Mi se întâmplă mie acum. Sau altă, ce telefon cu 4 camere în smartphone sau un nou model de iPhone? O să-mi iau un telefon, un aparat foto cu film alb negru și o să developez și așa mai departe. Sunt forme de a te obișnui, de a înfârna, cum spuneam, un ritm față de care e normal. Apropo de asta, cred că cea mai, nici nu voiam să menționez asta astăzi, dar uite că nu mă pot ține, cea mai reprezentativă subcultura momentului, știi, hipsterimea, este o cultură care, sau o subcultură care funcționează pe o estetică vintage, pe o estetică trecutului, știi, cu toate lucrurile astea sunt foarte reprezentative, de fapt, pentru hipster, nu vinilul și așa mai departe. Și cred că asta ne oferă o imagine, de fapt, a importanței nostalgiei în momentul ăsta. Și, ca să revin un pic, Alex, să știi că sunt studii, bine, nu e zona mea de interes, dar sunt studii serioase despre rolul nostalgiei în cazul traumei. Și are un rol pozitiv, ca să mă exprim simplist, știi? Eu nu vă răspund. Nu, că nici nu vă răspund. Am ultimul cuvânt și e foarte bine. Cine mai vrea să... Eu. Doresc să continui discuția cu nostalgia. Și cred că adevărul stă undeva într-un sens etimologic, lingvistic, în sensul că e bine să fim nostalgici, dar nu în sens etimologic. Etimologic vorbind, nostalgia înseamnă a fi trist, a spica capul, cu amărăciune și a plânge. Iar noi românii suntem experți în asta, chiar și un cuvânt simplu ca simpatie, ne trezește parcă gânduri negre, pentru că simpatein însemna a suferi împreună, și la bune și la rele. Și cred că este un moment de reflexie asupra acestui lucru și aș dori să duc mai departe discuția către antinostalgie. Știu că în perioada 2000-2010 foarte multe persoane de gen feminin plecau în Italia și aveau un post de badantă. Și întrebarea este că aceste persoane suferă de nostalgie, de antinostalgie, ceea ce sociologii și cercetătorii numesc sindromul Italia sau arhetipul badantei. Bun, în cazul lor putem spune că ele suferă de nostalgie pentru că aici au fost tratate prost și pleacă fără să se uite înapoi, pleacă în Italia. Da, am nostalgia întrebărilor simple. Apropo, asta e gluma mea preferată când merg la o conferință și vorbesc despre nostalgie. Spun că nostalgia numai ce a fost, știi? Poate, apropo de antinostalgie, poate trebuie să facem și distinția asta, știi? Nostalgia poate să fie o formă colectivă și atunci ne gândim la formă de nostalgie, habar n-am, patriotică, sau poate să e și este o formă de suferință personală. Cazul în care, cumva cred, asta explică, știi, contradicția asta antinostalgiei, faptul că ai regrete față de ceva, gândindu-te la locul din care ai plecat și în același timp îl urăști. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, sau măcar parțial. Apropo de etimologia pe care tu ai formulat-o, așa e, etimologic, da, nostalgia se referă la o suferință, nu știu dacă la un cap plecat, poate la un cap întors, știi, dacă te gândești la Walter Benjamin, e foarte interesant. În același timp, sunt,
e o bibliografie uriașă, știi, care vorbește și se folosește exact metafora asta, știi, a unui sentiment dulce amărui. Nostalgia este mereu și o formă din asta. Știi, exercițiul ăsta ușor masochistic provoacă plăcere, de fapt. Întoarcerea asta în trecut sau într-un... De obicei în trecut. E și în același timp provoacă și plăcere. Nu este doar o formă de suferință și de neplăcere, știi? Da, este și o chestiune la nivel cultural care mi s-a transmis chiar din antichitate. Chiar Vergiliu, fiindcă al treia Aeneide, cred că a doua, nu mai știu sigur, spune lacrime sunt rerum, adică este o urmă, o lacrimă, este o tristețe în toate lucrurile. Deci e și pe planul cultural o anumită ideologie, anumită filozofie. Practic de asta avem și această antinostalgie și, din punctul meu de vedere, această antinostalgie a badantelor, titlul de carte, și pe fondul că aici sunt prost tratate, nu sunt apreciate și când plec dincolo, cum ați văzut, vin cu tot felul de bagaje, bunătăți, de mulți bani și acolo sunt tratate și respectate, ceea ce de foarte multe ori în România nu se întâmplă. De asta probabil că pleacă și foarte multe persoane să lucreze dincolo pentru un orizont mai bun. Mi-am amintit acum de filmul lui Mungiu Occident, știi, mi se pare că cumva surprinde foarte bine chestia asta. În cazul acela e vorba despre niște personaje care nu apucă să plece, dar își doresc foarte mult chestia asta și se vede foarte bine, știi, nerăbdarea aia de a scăpa. Vorbeam și mai devreme de deveni clișeu, de fapt, știi, ai plecat, ce bine că ai plecat, am plecat, ce bine că am plecat, știi? Și acum îmi dau seama că tu, atunci când te referi la antinostalgie, nu vezi niciun fel de nostalgie în asta, ci doar o respingere a nostalgiei. Da, e explicabilă, desigur. Și spuneam și Marius mai devreme, România este o țară complicată, dar sunt alte cazuri în care, probabil, antinostalgia asta este mult mai puternică. În cazul Coreei de Nord, dacă nu știu, oare după ce sunt nostalgici nordcoreenii? Covoare în schimburul menților. Ok, mulțumesc. Asta era, da.
Nostalgiile astea, depinde cine are nostalgie. Aș vrea să iau cuvântul o persoană care se mai vârstă și care a trăit acea perioadă altă, probabil, decât noi. Dacă există perioada lui, sunt în spate și nu o să rezist. Acum nu o să recunoască nimeni că e vârstă. Bine, nu știu că reușire, adică cunosc persoane care atunci chiar au crezut-o foarte bine pe timpul acela. Adică nu putem să negăm că nu există. Cum ziceam, în toate timpurile au fost categorii de oameni care au dus să vină inclusiv în timpul Holocaustului, deci... Adică sunt obișnuit, poate, cu perioada aceea și acum nu mai... Adică, na, înțelegeți ce vreau să zic. Sau au rămas blocați în acea perioadă, cu mentalitatea de atunci. Sau nu se adaptează timpul de evoluție. Da, dar nu mai poți adapta. Chiar aveam o discuție cu un coleg la lucru, 55 de ani. Vai ce bine era pe timpul ce-a făcut. De ce, domnul? Vă mai plimbați cu toaletul dacă mai era Ceaușescu, acum oare? Da, nu, uite. Nu, mai zic, uita la mine. Sau aveam bani, avea stă pentru că nu avea stă ce cheltui. Adică erau mă... Poate vă... Da, totuși v-a plăcut, a făcut să-mi dă babă comunistă ca să... Vreau să întreb și eu ceva. Că atunci când deținuții politici vorbesc despre suferința lor din închisori, se poate vorbi că ei sunt nostalgici? Care e legătura între suferință și nostalgie? Ei au o altfel de nostalgie sau au nostalgie sau nu au? Ei mai vorbesc despre suferință. Oare cu nostalgie? Parcă nu cu un mare regret. Unii zic că au devenit alți oameni ieșind de acolo. Aș vrea o paralelă între suferință și nostalgie, așa cum ar încerca să vorbească deținuții politici, dar nu prea reușesc ei. Dintr-un punct de vedere mai intelectual, așa, cu o distanță față de ei și față de trecutul lor. La prima vedere, mă simt inadecvat acum să mai folosesc microfonul, dar trebuie așa. E, cred, un context în care nu putem vorbi de nostalgie, însă mi-amintesc de o poveste pe care mi-a spus-o o bună prietenă de-a mea din Canada, care are 86 de ani, mama lui Călin Andrei Mihăilescu, e o femeie extraordinară și ne povestea de un verișor de-al ei care a fost la canal și spunea că una din cele mai frumoase amintiri ale lui este răsăritul pe care l-a văzut el atunci și felul în care soarele bătea prin picurii de apă care se scurgeau pe trestie. Cred că nostalgia poate fi identificată și în contexte din astea absolut îngrozitoare și, din nou, vorbim de un mecanism de apărare. De autoapărare, de fapt. Nu știu, m-aș simți ciudat să vorbesc în numele cuiva care a avut o experiență atât de traumatică și de profundă pe care nu o cunosc decât din cărți. Dar unii dintre ei nu regretă că au suferit atât de mult. În calciu de Mitreasa, 21 de ani de închisoare. Nu regretă. Bine, cred că aici are legătură și cu sentimentul religios de penitență pe care unii l-au resimțit, cum e și cazul lui Nicolae Steinhardt și care au văzut din asta o experiență necesară prin care au trebuit să treacă pentru a accede la un nivel spiritual superior. Pentru mine, religia nu înseamnă mare lucru, deci nu pot înțelege acest lucru, dar noi știm că în creștinism suferința e la mare preț. E foarte bine să suferi acum ca să accezi, să ai un status social bun pe lumea cealaltă. Eu nu înțeleg asta, dar majoritatea celor care au avut revelații religioase în pușcărie l-au, și de fapt asta i-a ajutat să supraviețuiască, apropo de mecanism de autoapărare, au pus totul într-o ecuație religioasă care îi va salva sau urma să îi salveze. Găseau un sens în propria suferință din punct de vedere al unui traseu spiritual cristic. Dar nu m-aș aroga pretenția de a vorbi în numele lor. Și la început ziceați că nu prea știu despre, dar mi-a plăcut ce am auzit.
aș prefera ca și colegul să abordeze ce a zis colegul în lucrarea de doctorat, pentru că e foarte important. Preluat, că este înregistrat, preluat de la colegul, introdus în teză. Merită relația suferință noastră. Tu ai vrut doctorat. Dacă nu se spunea, nu recomandam. Pentru că cineva ci, probabil doctoratul, va găsi că lipsește ceva, ce astăzi s-a întrebat și s-a răspuns parțial. Da, sunt două teme diferite, cred, a avea nostalgie după niște vremuri relativ normale. Și a vorbit despre moarte la Timișoara vreo două ore și am pus și o întrebare la final și n-a vrut să răspundă, deși de patru ori l-am întrebat. Să vorbească puțin despre moartea eroică și martirică. Și a zis că orgasmul e mica moarte. La întrebarea mea despre moartea eroică și martirică a zis că orgasmul mica moarte. Interesant, vorbești două ori despre un subiect și nu aduci în discuție semnificația majoră a morții, care poate fi moartea eroică sau martirică. Și aduci în derizoriu ieșitul din viață cu orgasmul. Interesant. De-aia zic, merită foarte în serios luat temele de teză de doctorat. Foarte în serios. Eu n-am doctorat. Altfel, riscul este să apară al treilea doctorat ca să justifice primele lipsuri. Păi, că oricum sunt mai mulți. Urmează mai multe doctorate. E bine atunci. Mai aveți întrebări? Mai vrea cineva să întrebe ceva? Că stăm acum atât cu toții cine gândește nostalgie, moarte, antinostalgie, suferință. Și orgasm. Nu am vrut să zic eu. Sunt o sală plină. Eu l-am întrebat, domnule, moarte eroică, matrică. Lasă aia, orgasmul e mica moarte. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebări, mulțumim că ați venit în atâtea serie alături de noi pentru aceste dialoguri pe Contrasens. Mulțumim Marius Chivu, Alex Condrache. Și vă mai așteptăm și mâine seară, tema De ce m-aș întoarce acasă, tot cu Alex Condrache, invitați Sergiu Spătan și Alex Deaconu.